Bună ziua, vă salută Tatiana. De foarte mult timp am cerințe pentru acest pătrățel. Eu l-am lucrat pentru a vă prezenta ceea ce vom învăța astăzi. Așa cum vă spuneam, l-am lucrat în firul de bumbac. Firul meu se numește firul Stella. Este firul de Scoția și este adaptat croșetului cu numărul 3. Eu acest pătrățel l-am lucrat cu croșetul numărul 2 și jumătate. În funcție de firul pe care îl veți folosi și de croșetul adaptat, va fi și mărimea pătrățelului dumneavoastră. Fiind prezentat materialul, noi vom începe să lucrăm și vom monta pentru început un număr de 16 ochiuri de lanț. Vom face 16 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lucrate aceste 16 ochiuri de lanț, noi vom lucra în plus 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Aceste 5 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu și două ochiuri de lanț de separare. Voi lua firul pe croșet și începând de la croșet vom număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom intra în cel de-al 8-lea ochi de lanț și vom face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom număra două ochiuri de lanț, vom intra în cel de-al 3-lea și vom face din nou un picioruș dublu. Vom continua cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom sări două ochiuri de lanț, vom intra în cel de-al 3-lea și vom lucra din nou un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom sări două ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al 3-lea și voi face din nou un picioruș dublu. Voi continua cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări două ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al 3-lea și voi face din nou un picioruș dublu. În felul acesta am obținut această serie de 5 căsuțe, după cum puteți vedea. Apoi voi continua. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucru și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu. Deci deasupra piciorușului dublu și voi lucra un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu. Continuăm. Două ochiuri de lanț, un picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu. Intră greu, așa este. Acest croșet este un pic mai dificil. Nu mă lasă. Voi încerca din nou. Iar acum voi face ultimele două ochiuri de lanț de separare și voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al 3-lea ochi de lanț de la începutul rândului. Astfel am format cel de-al 2-lea rând de căsuțe. Voi continua din nou. 2, 3, 4,
5 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, firul pe croșet și din nou voi face un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu. Vom lucra în acest mod și vom forma 1, 2, 3, 4, 5 rânduri de astfel de căsuțe. Acum noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am lucrat cele 5 rânduri de căsuțe. Ajunse la capătul rândului, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În primul spațiu format din ochiurile de lanț vom lucra 2 piciorușe duble, 1, 2, un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, 2 ochiuri de lanț în următorul, 2 piciorușe duble, scuzați, în următorul spațiu format din ochiurile de lanț și un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu. În acest moment vom face 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și vom intra în corespondența următorului picioruș dublu. Două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, un și cel de-al doilea, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, 1 și 2, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, aici în margină. Lucra și acest picioruș dublu, așa se prezintă ce obținem, vom face din nou 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și vom intra cu croșetul în corespondența aceluiași punct de unde am făcut ultimul picioruș dublu și voi lucra un picioruș dublu, două piciorușe duble în ochiurile de lanț de separare, aici ascund și capătul de fir, voi continua cu picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, cele două piciorușe duble în spațiul format din cele două ochiuri de lanț, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, trei ochiuri de lanț de separare, picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu. Deci, practic, vom repeta această serie de piciorușe duble până la sfârșitul rândului, deci până vom ajunge în următorul colțișor. Unu și cel de-al doilea și picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul care îl avem aici pe margină. Și din nou vom repeta cele trei ochiuri de lanț. Eu am ales anume un fir mai gros și un croșet mai gros în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce lucrez. Deci, când am ajuns aici, din nou vom face un picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu unde am lucrat deja primul picioruș și vom continua de jur împrejur în acest mod. Deci, de jur împrejur vom lucra aceste piciorușe duble și ochiurile de lanț de separare. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimul picioruș în corespondența ochiului de lanț unde am pornit cu primul picioruș dublu. Deci voi face picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci aici este fir alunecat. Voi lucra
trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Și voi continua lucrând alte 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci aici avem un total de 13 ochiuri de lanț. Cu aceste 13 ochiuri de lanț, noi ne vom întoarce în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și vom închide cu un picioruș scurt. Voi întoarce lucru și voi continua să lucrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu și cel de-al cincilea picioruș dublu. Deci am coborât în jos cu 5 piciorușe duble. Acum voi face din nou 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și mă voi întoarce din nou în acest spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi închide totul cu un picioruș scurt. Acum mă întorc din nou în sus cu cele 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cel de-al 10-lea picioruș scurt. Voi continua cu cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Întorc din nou lucru și voi face seria de 5 piciorușe duble cu care voi coborâ în jos. Am deja cel de-al 3-lea, cel de-al 4-lea și cel de-al 5-lea picioruș dublu. Și din nou voi continua cu cele 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și vom închide aici jos cu piciuruș scurt. Vom continua lucrând în același mod pentru un total de 5 ori. Deci vom avea nevoie de 5 astfel de colțișoare. Sunt în corespondența celui de-al 5-lea colțișor. Vedeți, am 1, 2, 3 și cel de-al 4-lea. Am făcut cele 10 piciorușe scurte. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu celelalte piciorușe duble pentru a obține numărul de 5, deci este cel de-al 4-lea, acum cel de-al 5-lea picioruș dublu. Așa, deci după cum puteți vedea, avem 1, 2, 3, 4, 5 colțișoare. În acest moment, voi lua din nou firul pe croșet și voi intra aici în colț, unde am făcut cele 3 ochiuri de lanț. Și aici voi lucra 1, 2, 3,
4, 5 piciorușe duble. Deci, în colț, chiar în colț. Și din acest moment vom continua în același mod. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Voi veni pe mijloc și voi închide totul cu piciorul scurt. Mă voi întoarce în sus cu 10 piciorușe scurte. Deci vom repeta ceea ce am lucrat deja în prima parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte și voi continua să lucrez primul colțișor de pe această latură a pătratului. Deci am deja un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea și apoi vom continua așa cum ați văzut până acum cu cele 10 ochiuri de lanț, formând și în aceste ochiuri de lanț de pe mijloc 5 colțișoare. În momentul în care lucrăm cele 5 colțișoare, vom lucra aici cele 5 piciorușe duble în colț și apoi vom continua în același mod. Am întors din nou să lucrăm din nou împreună colțișorul următor. Așa cum vă spuneam, avem aici 5 colțișoare. Când am terminat de lucrat cel de-al cincilea, voi lua firul pe croșet, voi intra aici în colț și voi lucra 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea, după care voi continua cu cele 10 ochiuri de lanț și vom lucra în modul deja explicat până acum. Vom lucra singure și ne vom întoarce să încheiem această lucrare. După ce am lucrat pe toate laturile cele 5 colțișoare, am ajuns la sfârșitul lucrării. Voi lua firul pe croșet și voi intra aici în primele 3 ochiuri de lanț lucrate și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, după care voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la început. Dacă vă amintiți, am făcut mai întâi 3 ochiuri de lanț și am continuat cu următoarele 10 pe care am făcut colțișoarele. Acum nu ne rămâne decât să scurtăm firul, să ascundem capătul de fir, bineînțeles, și în momentul în care pătrățelul nostru va fi apretat, bineînțeles, se va prezenta precum acesta de la început. Apretat, călcat. Eu sper să vă placă ceea ce am învățat astăzi. Doamnele care doreau foarte mult, sper să fie mulțumite și mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi binecuvântată, ținând cont de faptul că mâine, marți, eu voi posta tutorialul, va fi zi de sărbătoare, vă doresc o zi binecuvântată, la revedere, vă salută Tatiana!